Când un copil greșește, se ceartă, se pedepsește, dacă e cazul, se bate, dar nici de cum nu se blesteamă. Și eu am fost copil și am avut multe curiozități, dar mama nu ne blestema niciodată. Acum, cum o supără puțin copilul, mama aruncă vorbe grele asupra lui. Murirea i să mori, să riți -a rochii, să n-ai parte de fericire, să mor când s-o fi lumea mai dragă, arde te -ar focul sau pur și simplu îl drăcuie. După aceea se miră de ce nu ascultă copiii, de ce copilul este nervos, dar primul vinovat, cine o fi nu mama cu gura ei. Copilul trebuie învățat să nu greșească, iar dacă a greșit să știe să-și ceară iertare. Mama care îl învață credința pe copilul ei are bucurie de pe urma lui. Mama care nu are timp pentru copilul ei și îl lasă să crească la întâmplare au necazuri de pe urma lui. Degeaba ceri copilul că nu ascultă dacă în casă vede numai ceartă. În zadar spui să nu bea dacă tot timpul te-a văzut beat, spui să nu curvească iar mama și tata aduc amanți în casă, îl cer să nu fumeze și tu ai țigara în gură. Când cereți de la altul, aveți grijă mai întâi ce faceți voi. Părinții sunt exemplu pentru copiii lor. Dacă în casă e dragoste și pace și părinții fac lucruri frumoase, nici nu mai trebuie să-l înveți pe copil că învață singur.